de ce n-ai venit cu Diana? Și am zis, Diana nu poate să frecventeze un alt stadion. Mai ales că am auzit vestea zilei, Diana. Am auzit vestea zilei, adevărată? Ei, te întorci la Dinamo? Dar nu mă întorc eu, că s-a întors Niculescu la Dinamo, nu? Da. Să-i fie într-un ceas bun? Da, l-am felicitat. Da. Ce drăguț! Asta înseamnă că te vedem mai des pe stadion? Pe David, poate, da? Și mai însoțesc și eu din când în când, da. Îl duci acolo? Da, îl duc să vadă meciuri, dai seama. Am înțeles. Au, au, au! M-aș duce și eu pe stadion. N-am mai fost de mult. Pentru azi? Da, vreau să vă zic. Te-ai făcut lecțiile? Mi le-am făcut, dar am ajuns la o concluzie după weekendul ăsta. Eu, în primul rând, vreau să vă spun că, bă, frate, peste tot în lume, alcoolismul este considerat o boală. Da. Da, frate, numai la noi ești întrebat, dar de ce nu bei? Ești bolnav? De ce nu bei? Da. Asta mă întreabă pe mine toată lumea. Tot exact. Și a zis cineva să n-am încredere în oamenii care nu beau. Vezi? Pentru că pot ascunde...